Schimbăm subiectul pe unul din domeniul IT. Discutăm cu Cristi Dorombach. Bună dimineața! Bună dimineața, bine te-am găsit! Ce știri ai? Da, vorbim despre virusul cibernetic care e de ceva timp pe aici, e ca și un virus de răceală, e de ceva timp pe aici prin zona noastră și tot se menține. Autoritățile ieri au mai dat o avertizare că acest virus este în continuare în Moldova, că infectează în continuare foarte multe calculatoare. Și să mai explicăm o dată ce face acest virus ransomware. Are și un nume? Nu are neapărat un nume, pentru că se manifestă diferit de la om la om, dar el trimite un mesaj la un moment dat prin care spune că ai calculatorul infectat și că trebuie să plătești o amendă pentru că ai fi accesat site-uri nepotrivite. Aceasta este versiunea virusului, însă amenda nu o plătești către stat sau nu este vreo autoritate care să ți ia banii de pe acea amendă. Nu o plătești pentru... Între timp vedem și cum se manifestă acest virus. Vedem că în câteva secunde el infectează foarte multe fișiere din calculator și blochează accesul la toate fișierele de care noi avem Poți nevoie. Poți să pierzi și informația din calculator. Bineînțeles că pierzi informația, pentru că virusul ce face? Vine, ți infectează calculatorul, blochează fișiere gen cum ar fi programele Office și documente de care tu ai avea nevoie și pentru a-ți avea acces din nou la acele documente. El ce face? Acum el virusează calculatorul. Aici virusează niște facturi și nu le mai permite accesul la aceste calculatoare și uite mesajul pe care îl primește utilizatorul și nu poate trece peste acest mesaj. Oamenii care se infectează nu știu și, din păcate, trebuie să plătească pentru că soluțiile antivirus, virusul de fapt se modifică de la un calculator la celălalt, schimbă semnătura, soluțiile antivirus încearcă să țină pasul cu el. Bineînțeles, dacă ar fi avut o soluție antivirus înainte, n-ar mai fi primit acest mesaj, n-ar mai fi avut calculatorul infectat, n-ar mai fi avut acest tip de probleme. Deci recomandarea este foarte simplă. O soluție antivirus vă poate salva fișierele de pe calculator, puteți să nu le pierdeți și mai mult decât atât, puteți să nu-i susțineți pe acei hackeri, pentru că până la urmă pentru acei hackeri se plătește amenda, nu către autorități. Dar dacă nu ai un antivirus la calculator și deja ți-a venit un astfel de mesaj, există soluții de a devirusa acel calculator, numai că sunt mult mai complicate față de soluțiile normale, pentru că pur și simplu nu mai ai acces la calculator și mai ales la fișierele de pe acel calculator. Până la urmă este foarte important să avem o soluție antivirus și să ne păstrăm astfel calculatorul în siguranță. Exact. Și dacă tot am vorbit de hackeri, e și partea bună a hackerilor, cei care au, da, sunt hackerii cu pălărie albă și primesc foarte mulți bani pentru că se ocupă într-adevăr de securitate. În acest caz vedem că Pentagonul și rețelele, autoritățile din Statele Unite au dezvoltat acest program prin care hackerii pot să le atace serverele lor, iar în momentul în care aceștia descoperă vulnerabilități, îi anunță și în schimbul acestor, între ghilimele, atacuri și a acestor vulnerabilități descoperite, hackerii primesc bani. Există aici și un caz din Statele Unite, unde un hacker a câștigat în ultima lună 21.000 de dolari numai din aceste acțiuni. Probabil a stat, a scanat site-urile, a descoperit vulnerabilitățile, le-a trimis către autoritățile competente. Și tot e o muncă, nu una este ușoară. O muncă, da, nu este neapărat ușoară, trebuie să fii foarte bun specialist, dar iată că este și foarte bine renumerată. Și dacă e să încheiem pe un ton pozitiv, într-adevăr, Mark Zuckerberg de la Facebook a început să-și doneze averea, ceea ce înseamnă că el se ține de cuvânt, așa cum a spus anul trecut, iar averea lui o va dona într-o fundație care se ocupă de cazuri speciale, de cazuri de caritate. Rămâne de văzut cum va ajunge mai departe. Știm că, de altfel, și Bill Gates este un mare filantrop și un om care vrea să ajute lumea. Dar e de bine că după ce au făcut o sumedenie de bani din rețelele de socializare, internet și tehnologie, să întoarcă acești bani către rețelele, da, către nu, oamenii nu ai ce care face cu atâția bani exact, într-o viață. Într-adevăr. Atât. Atât pentru azi. Mulțumesc. Mulțumim, Cristi, pentru aceste informații. Te așteptăm și mâine.